Femeia din București care a strivit cu mașina o fată de școală generală și o tânără de 21 de ani a fost reținută pentru 24 de ore. Este acuzată de ucidere din culpă, însă în decizia luată de procuror a cântărit greu faptul că șoferița s-ar fi urcat băută la volan. Surse apropiate de anchetă susțin că alcoolemia ar fi fost aproape de limita de la care se consideră infracțiune, adică mare. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Femeii i s-au recoltat probe de sânge la Institutul Național de Medicină Legală după ce a refuzat să sufle în etilotest, invocând motive de sănătate. Iar rezultatele au confirmat temerile polițiștilor. Potrivit unor surse apropiate de anchetă, prima probă biologică ar indica o alcoolemie de 0,67 la mie, iar cea de-a doua 0,44 la mie. Valori pentru care permisul este suspendat fără discuții. Mai ales că împotriva femeii a fost începută urmărirea penală la câteva ore după accident. Anchetatorii susțin că valoarea alcoolemiei stabilită de medicii legiști nu o încadrează pe femeie într-o infracțiune, însă afirmă că ar putea să cântărească greu ca o circumstanță agravantă în economia acuzației de ucidere din culpă. Asta chiar dacă s-a apărat și astăzi. Ea susține că ar fi strănutat chiar înainte de a călca pedala de accelerație și nu frâna, cum ar fi fost normal. Și asta chiar înainte de intersecția în unghi de 90 de grade, unde avea și un indicator de cedează trecerea. Anchetatorii au decis să o rețină 24 de ore din cauza că a urcat băută la volan. După tragedia de sâmbătă, cei din cartierul Andronache cer vehement ca pe străzile din zonă să fie limitată viteza la 30 de km pe oră. Mai ales că, de când a fost deschis accesul dinspre autostrada A3, traficul a crescut foarte mult. Acest trafic intră pe străduțele foarte aglomerate de mașinile parcate pe partea stângă și pe partea dreaptă, cu viteze foarte mari, cu 80, 100, 110 km la oră. În condițiile în care și un 40 de km pe oră, din punctul meu de vedere, este foarte riscant. De-a lungul timpului au fost nenumărate accidente cu pierdere de vieți omenești. Problema limitării vitezei pe toate aceste străduțe poate fi rezolvată doar de Primăria Capitalei în Comisia de Circulație. Pentru a grăbi lucrurile, primarul sectorului 2 a cerut ca măsura să poată fi luată la nivelul Consiliului Local. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.